La 44 de ani încă mai atrage toate privirile când iese la plimbare pe bulevard. E un adevărat mascul, dar nu așa cum ați credea. E vorba despre elefantul Rani, al circului german care tocmai a poposit în Ploiești. Și pentru a atrage spectatorii a scos pachidermul de 3 tone pe bulevardul Castanilor. Copiii au fost cei mai încântați de inedita apariție pe bulevard. E interesant să meargă cu el prin oraș. Că e o metodă bună de promovare? Da, da. E când să mergi la circ să-l vezi? Da, da. Cum este? Uite cum elefant și frumos. Ai de gând să te duci la circ cu mami? Da. Îți plac animalele? Da. Adulții au profitat de ocazie și au imortalizat momentul după cum a dorit fiecare, în vreme ce elefantul a gustat din frunzele bătrânilor castani. Uite, e frumoasă. Păcat că nu este mediatizată mai mult, am aflat de astăzi despre... Ați mai văzut așa ceva până acum? Nu, nu am mai văzut. Aveți de gând să mergeți la circ? Posibil. Vedeta de pe bulevard, Rani, este de 39 de ani în proprietatea familiei Gardner, care a venit cu circul în Ploiești. A colindat cu stăpânii săi prin orașele mari ale Europei și ale României. Ce îi așteaptă pe vizitator la circ? Un spectacol de 2 ore cu elefanți, crocodili, camile, zebre. Avem un spectacol foarte frumos. Numele ariene, claunerie, să fie ceva frumos. Circul va da câte 2 reprezentații pe zi în Ploiești până pe 11 octombrie.